Incendiul a fost semnalat de vecini în jurul orei 12:30, când deja flăcările cuprinseseră întreaga casă și anexele din apropiere. Proprietarii și-au văzut întreaga agonițeală de o viață făcută scrum în câteva zeci de minute. Am fost anunțați că a izbucnit un incendiu la o casă din comuna Stănești. Ne-am deplasat de urgență aici cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Toate cele trei auto speciale și echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu. Am găsit aici o persoană cu arsuri minore. I s-au acordat primul ajutor, însă a refuzat transportul la spital. Este vorba chiar de proprietar. În acest moment, colegii mei lucrează pentru lichidarea incendiului. A fost localizat și acum lucrează pentru lichidarea incendiului. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu s-au luptat cu flăcările mai bine de 3 ore. Pagube de câteva zeci de mii de lei și o familie rămasă fără acoperiș deasupra capului în plină iarnă. Martorii sunt de părere că incendiul a fost provocat de o afumătoare răsată nesupravegheată.